Consiliul Coordonator al Audiovizualului vrea să convingă presa că își îndeplinește conștiincios atribuțiile și se conduce doar de prevederile legislației în vigoare. Președintele acesteia, Gheorghe Gorincioi, a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că CCA a refuzat să prelungească licența postului de televiziune ProTV nu pentru că nu dorește, dar pentru că legislația actuală nu-i permite. ProTV vrea în mod automat. Ceea ce nu putem face, nu că noi CCA nu vrea. Acesta nu poate, fiindcă el este închingat de către legislația în vigoare. Chiar dacă noi am vrea să facem o excepție pentru ProTV Chișinău, noi nu putem face lucrul ăsta. Nu ne permite cadrul juridic, legal, de care se conduce în prezent CCA. Asta e toată problema. Altă problemă nu există. Și noi nu putem aplica în mod selectiv codul audiovizual față de un de Vocea Basarabiei într-un mod, dar față de Autoradio în alt mod, dar față de TV7 în alt mod. Nici nu are rost să vorbim la subiectul ăsta. Absolut. Asta e o întrebare inutilă și depășită. Eu există, nu există. Cu ce ocazie noi trebuie să spunem ce a fost până la noi? Până la noi a fost mai bine, poate a fost mai rău. Eu vorbesc reșind din legislația de care se conduce în prezent Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Asta e toată situația, absolut. Restul pot fi interpretări, pot fi ele și așa și așa. Gorincioi susține că CCA aplică aceeași unitate de măsură pentru toți radiodifuzorii, indiferent de politica lor editorială. Iar dacă ProTV va participa la concurs, va avea mai multe șanse să recâștige licența decât ceilalți contracandidați. CCA aplică aceeași unitate de măsură față de toți radiodifuzorii din Republica Moldova. Indiferent de faptul că acești radiodifuzori sunt publici, acești radiodifuzori sunt privați, au acoperire națională sau au acoperire locală. Absolut nu înseamnă, și din potrivă eu vreau să confirm lucrul ăsta, în mod public, că ProTV are prioritate la concursul care va fi anunțat în comparație cu o eventuală participare a altor solicitanți la aceeași frecvență. Întrebat de ziariști dacă se vor adeveri zvonurile potrivit cărora ProTV Chișinău ar putea fi închis și cum comentează atacurile PPCD asupra postului respectiv, Gorincioi a răspuns că CCA nu are nimic în comun cu acțiunile din Parlament. Și puteți întreba așa de el, la care trebuie să răspundă domnul Roșca, dar nu trebuie să răspundă domnul Gorincioi. ProTV poate fi închis? Trebuie. Asta domnul Săhărneanu zice că trebuie. Vă fixați chestia asta, și-a spus Săhărneanu. Fixați chestia asta. Eu consider că nu poate fi închis niciun post de televiziune, inclusiv ProTV, dacă el se conformează legislației cadrului juridic național. De ce trebuie să fie închis un post? Deci trebuie să despărțim cotletele de muște și voi răspunde deci în felul următor. CCA absolut nu are nimic comun cu lucrurile care se declară la tribuna Parlamentului, în piață, din fața teatrului de operă și balet. Noi suntem conștienți de faptul că noi deja sunt interese extrem de mari, dar politicienii au dreptul să-și expună poziția lor, absolut. Asta este pluralismul de opinii, asta este, sunt elementele unei societăți democratice spre care noi cu dumneavoastră tindem. ProTV a anunțat ieri că va ataca în instanță refuzul CCA de a-i prelungi licența, care expiră la 23 decembrie 2008. Postul de televiziune mai spune că va folosi toate căile legale pentru a-și proteja drepturile și interesele în Republica Moldova.